Salut! În acest video o să vorbesc despre nivelurile de suport și rezistență istorice ale Bitcoin, precum și cele mai recente. Să ne uităm pe grafic să observăm cum Bitcoin s-a dus numai în sus. Rachetă! Bun, scrollând acum să dăm zoom in, vedem că nu se poate să se ducă numai în sus. Este graficul pe o lună. Din 2015 începe, de când Bitcoin era foarte, foarte jos, 360 de dolari, ce bine era să fi cumpărat atunci, și până la prețul actual de 32790. Un suport foarte important istoric a fost la 3310 dolari, atins și rupt un pic aici, apoi luat ca suport vreo 4 luni, 1, 2, 3, 4, chiar 5, a depășit un pic aici, dar foarte aproape, încă o dată aproape să fie atins aici ca suport, după care nu a mai fost, nu a mai fost atins niciodată din, din 2020. Până acum. Vorbim despre 3310 dolari totuși, nu cred că bitcoin o să mai ajungă acolo. Cine știe cum ar fi o oportunitate să poți să cumperi Bitcoin la 3300 de dolari. Ar fi ceva chiar extraordinar. Încă un nivel de suport a fost la 6000 o oh, aproape 6000 fix. Atins aici, 3 luni consecutive, apoi rupt când s-a coborât până la 3300. Din nou, luat ca suport aproape, a fost atins aici și încă o dată în aprilie 2020 pe această candelă. Bun. Resistența cea mai mare, care nu a fost depășită încă, să o punem ca rezistență fixă în all-time high ul Bitcoin-ului. Poate o să ne uităm peste câțiva ani și o să vedem că a mai fost atinsă și spartă, cine știe. Deci, rezistența la 64900, parcă e pusă perfect: 64934, o rezistență istorică, uitându-ne în spate pe acțiunea prețului din trecut, avem o rezistență un pic mai sus, cam aici, la 13.944 care a fost atinsă aici și a luat a rejectare în iulie în iunie 2019, a mai fost odată atinsă aici fix înainte de breakout. Aici a fost uh, depășită în decembrie 2017 pe această candelă verde. A fost depășită, dar luna s-a închis fix la rezistență. Foarte interesant. Deși în în timpul lunii rezistența aceasta a fost depășită până la 19.700, aproape 20.000, au atins atunci. Bun. Cam aceasta ar fi o imagine de ansamblu, e bine să ne mai uităm în spate, să să înțelegem cum a evoluat bitcoin Bitcoinul, să nu nu dăm zoom doar pe grafice de 15 minute, 5 minute, o să trec la un, o analiză pe graficul weekly. Bun, acum suntem pe graficul de weekly și o să ne uităm mai mult pe acțiunea recentă a prețului, care ne interesează pe noi mai mult. Și anume am trasat o, o linie de suport, exact aici, o să o facem cu albastru această linie de suport la, aș vrea să fie la 28.900, cam, cam, cam pe aici. A fost atinsă o dată aici în ianuarie 2021, încă o dată aici, tot în ianuarie 2021, luată aici ca suport, aproape atins aici. Ce se întâmplă? Acesta este zona de 28.829.000. Este un suport foarte important pentru Bitcoin. Dacă Bitcoin scade sub acest suport, am trasat zona aceasta galbenă. Să zicem că dacă Bitcoin ar ajunge aici sub. 28.800 pe la 26-25.000. Aici este no man's land, adică nu prea putem să găsim nicio istoric, nicio, niciun suport pentru Bitcoin. Este foarte, foarte periculoasă această zonă de aici, deoarece s-ar putea duce și mai jos, având în vedere că nu este nimic de care să ne legăm, ar putea ajunge chiar până la 18.000, cam 18.000 fix să zicem, 17.700, 18.000 să zicem aici că ar găsi ceva suport, a, a fost un pic câteva săptămâni aici. Aceasta este doar o... Presumție este o posibilitate, nu este nimic sigur, desigur, dar dacă se sparge această zonă, arată destul de berish situația. Dacă găsim în continuare suport la această zonă, după care avem o consolidare lateral, să zicem, cam, cam ce se întâmplă în ultimul timp. Și este foarte importantă rezistența de la 41.100 care a fost atinsă de câteva ori până să fie breakoutul acesta și din nou acum am testat o și reject în jos. Nu am Bitcoin nu a reușit să o spargă. Dacă sparge această zonă aici atunci putem să vorbim din nou de un run este foarte probabil să fie un run din nou ca zona luat ca suport 43.000 care a fost în acest run suport până, până când a mai fost cam așa arată Acțiunea recentă a prețului pe weekly, dar vă spun să vă încurajez să nu vă puneți toți banii pe poziție să, să ziceți că ați intrat, nu știu, Bitcoin e jos, a, ați intrat aici și ziceți că o să vând aici. Iar apoi, când scade, nu știți ce să faceți. Nu! Diversificat dacă acumulat treptat, dacă Bitcoin scade, este foarte bine, trebuie să te bucuri, deoarece poți să mai acumulezi, scade mai mult, mai acumulezi, ușor, ușor, până când o să-și revină într-un final și poți să vinzi o parte pe profit, nici să te atașezi și să nu vinzi absolut nimic. Vă mulțumesc tuturor care a, ați avut răbdare să vă uitați până la final la acest video, sper să vă ajute. Aveți grijă cum investiți și ne auzim data viitoare.